Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua la toată lumea, am revenit și eu din nou pe canalul meu de YouTube, Tomi de la Strehaia, deci canalul care l-am făcut acum două zile, nou nouț, Tomi de la Strehaia, și vreau să fac un videoclip, sunt aici la bucătărie, care dansa Olga Falsa, Olga Manivelă, dansa prin bucătărie pe aici, ca șoarici, când nu-i stăpânul acasă. Așa. Și de asta vreau să fac un videoclip. Nu mai vorbesc de astăzi încolo, n-am ce să mai vorbesc de dușmanii mei. O să fac eu videoclipurile mele, cum făceam înainte. Pregătim aici de mâncare, o să facem mâncare. Eu împreună cu Emi, care face mâncare, și o să vă mai arăt și ce facem pe aici, prin curte, prin casă. Deci aici, în salonul meu de astăzi, nu au acces nimeni, închis, uite, închis. Salonul, aici stau numai eu la sărbători, că n-au acces niciunul acolo, în salon. Și e o vreme așa, e puțin cam frig aceea la noi. Ia să vedem ce am făcut aici cu camera asta, s-o întorc. Nu știu cum s-o întorc, dar o să filmez așa. Uitați, am făcut curățenie în curte, nu cum arătau ele pe aici, curățenie. Ce curățenie am făcut ele? Uite, acum se cunoaște că e curat în curte. Da. Și cam frigă aceea la noi. Ia să vă arătăm ce pregătim noi aici, acum. Deci, punem niște carne de porc și facem o tocană. Dar eu nu pregătesc, că sunt îmbrăcat, o să pregătească altcineva. Și hai, mă, afară, ieși afară. Ia, filmează-vă și pe mine puțin ca să vorbesc aici cu prietenii telefonului. Te aștept să întorc camera. Hai, dar nu știu de unde întorc. De unde? Stai, când nu știu. De când, de aici. Nu e, nu se întorci. Nu merge, nu știu. Nu știu cum să fac camera, să întorc. Las-o așa, că mă pun telefonul jos aici și vorbesc. Nu știu să fac. Păi nici eu, că am umblat în telefon. Nu știu la telefonul ăla. Ha? Și de asta vreau să spun la prietenii mei să se aboneze pe canalul meu de YouTube. Tomi de la Strehaia, canalul care l-am făcut acum, ăsta nou, pe canalul ăla vechi, să vă dezabonați de la canalul ăla vechi. Uite, sub ghid, cred că mă vorbește cineva de rău. Și vă rog, dragi prieteni, să vă abonați pe canalul ăsta nou, Tomi de la Strehaia. Și vreau să spun că nu mai vorbesc de nimeni care să... Dușmanii mei care vorbesc de mine și n-are rost să mai pomenesc numele lor, o să vadă ei și o să moară de necaz. Așa, deci... Mai încolo
peste o jumătate de oră, oră, așa mă duc la Severin, să iau pe Olga de la Severin. Că am dus-o azi dimineață până la Severin, că a avut o treabă acolo și acum mă duc după ea să o iau, să o aduc acasă. A avut o treabă pe la tribunal, pe la... Și acum am sunat-o și o să mă duc după ea să o aduc acasă de la Severin. Și în rest, e bine aici acasă, cam plictiseală, o să mă duc să ies în oraș. Mă duc cu prietenii la o cafea, cu neamuri verișori de-ai mei prin oraș, să vedem unde sunt. Îi sun acum să mă duc în oraș să bem o cafea, poate mergem la un restaurant undeva. Așa, aici bucătăria să ne cătește. Deci tu pregătești legumele și îți spun eu cum să le spui să le faci o tocăniță de carne de porc. Așa, pune ceapa să se gălească. Așa. Pui ceapa aia să se gălească, mai pune morcovi, mai făi morcovi. Mai ai? Acolo, așa. Dă-le pe răzătoare. Deci nu că nu știe bucătăria să vrea să gătească, dar o să explic eu cum ce mâncare vreau eu să mănânc de asta. Că eu nu pregătesc acum că sunt îmbrăcat, plec în oraș și n-are rost să mă schimb, să pregătesc eu mâncare. Da, dragi prieteni, și asta vreau să vă spun, abonați-vă la canalul meu. Ăsta-l nou, Tomi de la Strehaia. Pe alte canale, vă rog, profanii mei și moderatorii mei, ajutați-mă, vă rog frumos, din suflet, dați like-uri, dați distribuiri ca să monetizez canalul. Și abonați-vă la canalul ăsta meu, al nou, ca să-l monetizez. Și pe urmă, moderatorii mei care sunteți, vreau să reveniți pe canal, să vă pun iar din nou moderatori și o să facem live-uri tot ca înainte, dar nu acum fără Mazarul sau altcineva. Eu personal o să fac live-uri, o să filmez și postez, o să fac în direct live-uri, în direct cu voi, cum făceam înainte, dar numai să se monetizeze canalul și o să vedem. Da, dragi prieteni, ai pus ceapa. Așa? Mai amestecă să nu se ardă. Mă dor și ochii de la frigul ăsta, de că mă dor ochii, uite, mi s-a umflat și ochiul ăsta. Că am pus, uitați pe ăsta, nu știu dacă cade, am pus soluție din aia să-l cadă de la farmacie și mi s-a umflat ochiul. Cred că am pus prea mult. Ha? De unde? Mi-e cred că am pus pe ochii aici, nu pe asta. Și uite, mi s-a umflat ochiul. Așa că, dragi prieteni, e toamnă la noi acum, o să facem vin, lumea a făcut vin, eu n-am fost acasă, trebuie să fac vin, ori cumpăr struguri, ori îmi iau vin făcut gata. Mă scuzați că sunt cam obosit, am fost aseară la un chef cu prietenii și m-am trezit și cam târziu. Da. Murături, n-are rost să mai vorbesc, că le dau pe toți să le donez. Murăturile, lemnile iarăși le duc la azilul de bătrân, care e aceea la noi și au și nevoie de lemne, o să le duc în carg duba mea, le încarc în dubă și o să le duc acolo, că nu am nevoie de lemne de la alții. Și
Și așa că o să văd de treaba mea și las lumea să vorbească, știi cum e vorba aia. Câinii latră, ursul merge. Așa și eu. Las toată lumea să vorbească, eu îmi văd de treaba mea și o să fac ce am de făcut. Așa că, dragi prieteni, o să revenim când o fi mâncarea gata și vă rog din suflet toți fanii mei și abonații mei să se aboneze pe canalul meu ăsta nou, Tomi de la Strehaia, să se aboneze pe canal ca să pot să-l monetizez. Am în jur, în două zile, am vreo 500 de abonați. Vă rog frumos, vă rog din suflet, hai dați distribuire în continuare ca să pot să monetizez și eu canalul ăsta, că nu vreau să mai aparțin de altcineva. Și atunci să vedem cine are canal de YouTube, eu sau Mazaru, să vedem. Și ăla a fost canalul meu, dar toți fanii mei și care mă iubiți, cred că v-ați dezabonat de pe canalul ăla și vă abonați pe canalul ăsta al nou, Tomi de la Strehaia, pentru că lumea n-are ce să vadă la Daniel Mazaru de la Italia. Dacă toți vrea să mă urmărească pe Tomi de la Strehaia, vă mulțumesc din suflet și Doamne ajută! Dați distribuiri și vreau ca să se monetizeze acest canal, ca să vă postez tot ce fac eu și cu cine vorbesc și cu cine mă încerc, că alții n-are de unde să știe ei ce e la mine în familie. Dacă spun eu, știe lumea. Dacă nu spun eu, alții dau replici, dar nu știe pe ce. Și așa că le zic să-și vadă ei de treaba lor, că ei n-au habar. Câți scoac ar fi fost? 7. Cam mulți. Cam mulți. Mai amestec acolo să-l sară de ceapa aia. Bulion ai pus? Mi-a dus bine cât bulion să pui, că nu vreau să pui bulion. Așa, hai, dragi prieteni, ne auzim. Vă rog pe toți, abonați-vă la canalul Tomi de la Strehaia. Hai, la revedere și o să revin din nou. Vă pup!